Durerosul sfârșit al lui Constantin Brâncoveanu de Dumitru Almaș. Dragii mei, cu toate că pe atunci vremurile erau grele și stăpânirea sultanului turc tot mai lacomă și mai apăsătoare, totuși Constantin Vodă Brâncoveanul a ocărmuit țara românească mulți ani. A condus-o cu dibăcie ca un capitan iscusit în a-și scoate corabia din vântoase și furtuni. O poveste ticluită de popor începe așa. Veste în lume că s-a dus, de la răsărit la apus. Veste peste 9 mări, veste peste 9 țări. De Brâncoveanu Constantin, domn român și domn creștin. Țara bine o domnea, pe avuți îi socotea. Pe săraci îi miluia. Dar, de la o vreme, a sporit mult numărul potrivnicilor și al dușmanilor. Unii vroiau să ia domnia, alții pofteau averile. Mai ales turcii, care îl porecliseră prințul de aur, cătau să ia bogățiile. Și atunci l-au părât sultanului că umblă cu viclenii. Printre părători s-au aflat chiar unele rude ale sale, între care și vărul său Ștefan. Îl pârau de asemenea că asuprește poporul și chiar pe boieri. Sultanul a crezut în vinuirile aduse de părători. A trimis un pâlc de ieniceri care au pătruns prin surprindere în curtea domnească. Voievodul nici nu gândea la vreo primejdie. Așa că nu s-a putut apăra. Repede, ienicerii l-au aruncat cu deasila în trăsură cu soția sa, doamna Maria, și cu toți cei 4 feciori. Cel mai mic abia trecuse de 10 ani. Și în goana mare i-au pornit spre palatul sultanului din Istanbul. În urmă, au încărcat în căruțe toate lucrurile de preț găsite în curtea domnească și le-au dus la bisteria sultanului. În Istanbul, cei 5 brâncoveni au fost închiși în închisoarea celor 7 turnuri. Acolo i-au schingiuit îngrozitor ca să spună unde mai au averi ascunse. Între altele, călăii le-au pus pe capete cercuri de fier înroșite în foc, arzându-i și sluțindu-i. Când n-au mai putut îndura durerile, au spus. Povestea spune că sultanul i-a cerut, dacă vrea să-i lase viața, să se turcească. Dar vodă Constantin, domn român și domn creștin, el din gura așa zicea, nu mă dau în legea ta până capul sus mi-o sta. După ce le-a luat toate averile, sultanul a poruncit călăilor să le taie capetele la toți, începând cu feciorul cel mic. Silit să vadă cum îi sunt uciși copiii, Constantin Brâncoveanu a răbdat totul cu o putere greu de închipuit. Călăii au aruncat în apa mării trupurile celor 5 brâncoveni. De acolo, cu mare trudă și primejdie, doamna Maria a scos noaptea trupul soțului, a domnitorului Brâncoveanu, și pe ascuns l-a adus la București. L-a îngropat la Biserica Sfântul Gheorghe. Trupurile feciorilor nu le-a mai găsit nimeni niciodată. S-au topit în apa mării. Micuții mei, nu rămâneți triși și îndurerați. Trebuie să știți de pe acum cât au suferit strămoșii noștri. Ei s-au jertfit ca să ne păstreze țara mare și frumoasă. În acest chip o să înțelegeți mai bine de ce noi, românii, o iubim așa de mult. Lectura plăcută.